Că nu, da? Cât de cât înțelegi cine ești, unde ești, dar referitor la fructe exotice, ceva deosebit, ceva fantasmagoric, mamă, ce tare, uite, am florit, sunt niște fructe în fața casei, vai, n-am mai văzut așa ceva. Nu pui mâna pe ce n-ai văzut și nu știi, până nu înțelegi cum e. Trebuie să le simți, să ale tale sau nu, din câmpul tău energetic. Da, ești ca aia care a intrat în pădurea ciudată, da? Și nu știi pomușoarele astea, dacă mănânci, faci ca lupul sau faci ca ursul. Știi? Experiență personală, săritură cuantică și când am văzut în supermarket câte feluri de fructe exotice care am auzit, dar n-am gustat, și care n-am auzit. Și m-am apucat să cumpăr și să gust și să mănânc, ca să înțeleg acum că eram în mintea colectivă și cine știe cum eram, dacă nu sunt sigură că le mâncam eu, dar da? Ți se duce mintea. Nu e problema, adică ești luptător, ești mag, trebuie să guști, trebuie să înțelegi, trebuie să. Dar eu nu aveam idei, nu aveam. Nu. Eu așa m-am bucurat ca un copil, am zis că Merry Christmas, am tot zis, nu vine să cred. Ei, e așa, dar ești la mijloc, ai grijă, da? Distrează-te, distrează-te. Nu ți se, nu, am auzit ce ai zis. Nu ți se întâmplă nimic. Numai că te bagă în droghi stai dacă nu știi pe unde ești și ce guști. Și cine știe în ce te aruncă pe un timp. Și de ce să, știi ce zic? De ce să pierzi timpul să guști din aiurelele nu știu cui, da? Așa. Un măr să mănânci. Merele sigur sunt. Apropo, și mere, Doamne, mâncam într-un timp mere, zici că eram apucată. Da, mi se păreau așa de bune și de. Pentru că, da, de. În cuțite. Tu pe cine bagi în cuțite? Gustul de demult din programele vechi al tău de acasă, al tău care îl știi și te bucură și, da? Adu-ți aminte din copilărie. Miroși un măr? Mamă, sau o roșie cu. Nu miroase. De mult n-am mai mirosit așa, nu? Mâncarea. Și e ca și cum o zăză-bâză energetică. A, uite ce exotic, uite ce altceva. Nu, Doamne, lasă-mă să mă bucur eu când muș din mărul ăla măr, da? Și gustul și tot îmi dă și cumva, da? Te umple de sănătate. Și atâta bucurie din copilărie ți-aduce aminte cum era în grădina bunicilor sau în, da, n-avea nicio treabă, n-avea nicio problemă. Ei, clipa aia trebuie prinsă tot timpul de fiecare. Nu zic să nu guști, am înțeles ce ai zis, să nu guști din și fructe exotice din alte locuri. Da, e ok. Dar e cumva la început e. Uite, am înghițit din sec. Da, merele alea. E cumva la început nu ai energie destulă ca să-ți proiectezi tot felul ce vrei tu și să te joci, da? Am mai zis, câte un pic, câte un pic, câte un pic. E sănătatea ta. Tu dacă proiectezi și vrei să guști din și să susții energetic nu știu ce, chiar dacă mergi nu știu cât timp în pat, da? Până ți aduni energiile și nu știi ce ți se întâmplă și, bă, da. Acolo e ceva și mergi mai departe. Da, era răsturnat ceva, venea spre tine, e mai răsturnat ceva. Da, era magic. E magic. Ai avut dreptate. Ai simțit. Ce ai simțit tu, ai să vezi pe parcurs, să înțelegi. Ți-a răspuns, cred că, nu? La întrebare. Da, soare. Ok. Bun. Păi cam. Soare, a ieșit soarele și brusc a fost băgat în cuțite energetic de undeva, de cineva și acoperit cu 10 de bănuți. A? Cine e ca tine?
vine energia de cuțite, de nu știu ce, da? Și tu șmaf cu 10 de bănuți. Vezi? Vezi pe ce-ți trebuie energia banilor. Nu pe să cumpărăm aproape. E și asta, înțeleg, am auzit ce ai zis, da. Dar când îți vine energetic așa de puternic și tu ai deschis canalul banilor, da? Și el lucrează, de aia apare și, apar și dispar banii, nu trebuie să-i ai tot timpul, da? Magii adevărați. Uite-te filmele cu magii, da? Sar dintr-o lume în alta și n-are de o cafea să-și cumpere între lumi, știi? Pentru că e energia de a sări. Trebuie să ai în tine tot felul de culori energetice, da? Oricum e o să-l ai. Să nu dai din nicio ceacră nimic aiurea proastă. E doar pentru... Ai atâta treabă de făcut. Te-a băgat în cuțite cineva. Unul la unu. Ai bun. Da, s-a înțeles, nu se mai scrie. Bun. Ok.